Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea ne spune o poveste, oare poveste minunată. Dragostea de dincolo de moarte, misterele Parisului. Nu degeaba se spune că orașul de pe malul se ne ascunde și cele mai frumoase, dar și tragice povești de dragoste. Începând cu Ronsard și Villon, marea majoritate a poeților și scriitorilor francezi au lăsat pentru eternitate zguduitoare pagini pline de destine ale iubirii. Parisul, orașul luminilor, în același timp și orașul misterelor. Orașul marilor iubiri dezvăluite cu maestrie de menestrel, poet, scriitor și în zilele noastre de ziariști. Una dintre cele mai tulburătoare povești este cea care ne amintește, deși nu a trecut mult timp de atunci, de frumoasa Louise și romanticul Marcel. O poveste a anilor 20 ai secolului al 20-lea. O iubire pe atât de scurtă, pe atât de arzătoare, o iubire cu final tragic, dar istoria nu se oprește aici. O iubire care a continuat fizic și după moarte. O scurtă, dar aprinsă iubire. Într-o zi de mai a anului 1912, la Galeria Vaillant, în prezența multor personalități, se desfășoară vernisajul unei expoziții a studenților de la Belle Arte aflați în ultimul an de studiu. Privirile tuturor se îndreptau către un cuplu ciudat și interesant. Pe un perete trona nudul unei frumoase fetișcane, iar lângă tablou, pe un fotoliu, se lăsa admirat chiar modelul, adică domnișoara Louise Voiture. Privitorii nu se sfiau să aclame și să rostească cuvinte elogioase atât la adresa pictorului, recte și tabloului, dar și a celei care avusese curajul să pozeze goală, aflată acum în carne și oase, în fața tuturor admiratorilor. Se lăsase seara și în curând galerie era aproape pustie în ea, mai aflându-se doar pictorul, frumoasa Louise și un tânăr ce de vreo oră nu-și mai dezlipise privirea de la tabloul cu pricina. La un moment dat, tânărul s-a apropiat de Louise și cu glasul ușor tremurat i-a zis: "Sunt Marcel, aș dori mult să vă invit la o cafea." Deloc surprinsă, Louise a acceptat și după circa o jumătate de oră, cei doi tineri sorbeau o cafea latte pe o terasă a buchiniștilor de pe malul Senei. A urmat o plimbare prin Bois de Boulogne, un prim sărut și o noapte fierbinte de dragoste undeva prin chioșcurile vestitului parc. Dimineața i-a găsit îmbrățișați în dormitorul Louisei, dormitor pe care, spun menestrelii, nu l-au mai părăsit vreo 7 zile, rare fiind pauzele strict necesare pentru organismul uman. Nu a fost o aventură dintr-un capriciu, ci o iubire fulgerătoare care era pe cale să se și materializeze oficial. La nicio lună, prietenii și rudele celor doi au primit câte o invitație prin care erau rugați să participe la nunta celor doi, întâi la Capela Saint-Pierre și apoi la vestita Café de la Paix. Se părea că încă o dată Parisul își merita titlul de oraș al marilor iubiri. Louise și Marcel reprezentau exemplul perfect de coup de foudre, tragica partidă de vânătoare. Mai erau doar câteva zile până la mult așteptatul și fericitul eveniment, iar Marcel împreună cu câțiva dintre cei mai buni prieteni sărbătoreau un fel de ultima zi a burlăciei. Ziua începuse cu o vânătoare de porumbei în pădurea Boissy și urma să se termine cu un chef bazat pe coniac și șampanie într-unul din pavilioanele restaurante aflate în celebra pădure. Totul părea că merge excelent, Louise era cu verișoarele ei și câteva prietene la o cafea undeva prin Saint-Germain, într-o cafenea a pictorilor parizieni, iar Marcel se distra de minune cu tovarășii săi. Fetele s-amuzau copioși și glumeau pe seama primei nopți, deși știau că faptul erotic se și consumase deja, anticipat. Dar la un moment dat, în cafenea pătruse Roland, pictorul ce imortalizase pe Louise. Roland nu prea avea ce căuta peste fete, el fiind unul dintre companionii lui Marcel la ziua ultimei burlăcii. Louise se ridică brusc și fața ei se întunecă instantaneu și abia reuși să bâlguie. Răspunsul veni imediat și produse consternare. Nunta nu va mai avea loc, fiindcă nici Marcel nu mai era. Un amic se împiedicase, arma se descărcase involuntar și glonțul străpunsese fatal țeasna viitorului mire. Nu insistăm asupra celor ce au urmat, firește, doar tristețe, durere, revoltă, etc., apoi un anunț în chenar negru și o tristă procesiune la Père Lachaise. Retragerea la mănăstire. La nicio lună de la tristul eveniment, o femeie îmbrăcată în negru cerea ospitalitate la mănăstirea Saint-Denis. Louise Voiture alesese calea monahală, considerând că pentru ea viața publică se încheiase și astfel fostul model se retrăsese la umbra crucii și nu părăsea lăcașul sfânt decât o dată pe lună, în ziua de 22,
Atunci când Père Lachaise primea vizita unei ucenice călugărițe, iar pe mormântul lui Marcel era depus un buchet de trandafiri roșii. Timp de 2 ani, măicuța Louise nu întârzia niciodată în ziua de 22 a fiecarei luni și depunea un buchet de flori pe mormântul celui care ar fi trebuit să-i fie alături întreaga ei viață. Cam la atât se redusese viața tinerei Louise. Rugăciuni, munci la mănăstire și o vizită lunară la mormântul lui Marcel. În acest timp, nori negri se adunau deasupra Parisului, asupra întregii Europe. Marile puteri se pregăteau de război, de reîmpărțire Europei, de modificarea granițelor, de schimbarea tragică a destinelor a milioane de oameni din întreaga lume. După 4 ani, pacientul american. Trecuseră 4 ani de la tragica vânătoare și 2 de când cei 4 cavalere apocalipsei măturau viețile pe câmpurile de luptă ale bătrânului continent. Sute de mii de tineri cădeau secerați de gloanțe și baionete sau uciși de nemiloasele gaze chimice. Spitalele erau pline ochi de răniți, de mutilați pe viață, erau pline până la refuz de urmările ororilor războiului. Medicii erau puțini, așa că slujitorii Domnului au intrat în acțiune. Preoți și călugări, maici și novice, ridicau spitale de campanie în lăcașurile sfinte și ca adevărați doctori se îngrijeau de sutele de mii de răniți. Nici mănăstirea Saint-Denis nu făcuse excepție și carmelitele organizaseră peste 300 de paturi de campanie, dar și câteva bucătării mobile. Maicile își puseseră zăloc banii lor și atunci când aceștia se terminaseră, nu au pregetat și și-au vândut lucrurile personale și-au amanetat și câteva obiecte prețioase realizate de pictori sau sculptori celebri, obiecte adunate în cele peste 8 secole de existență ale Sfântului Lăcaș. Maicile, printre ele aflându-se și Louise Voiture, primeau zilnic zeci de răniți și nu toți erau francezi sau aliați, primeau italieni, englezi, germani, unguri, români, ruși și, în ultimul timp, soldați americani. Nu conta din ce tabără făcuseră parte, în adăpostul Domnului, toți aveau loc și toți primeau, în egală măsură, tratamente medicale. Din păcate, cu tot efortul măicuțelor și a doctorilor, mulți dintre cei aduși în improvizatul spital nu reușeau să câștige această ultimă bătălie și clopotele mănăstirii băteau destul de des în dungă. Într-o dimineață rece de septembrie anului 1916, la spitalul măicuțelor de la Saint-Denis a sosit un lot de răniți americani. Măicuța lui se ocupa cu primirea și trierea răniților. La un moment dat, celelalte măicuțe și personalul medical o auziră pe Louise cum țipă sfâșietor la vederea unui rănit, Marcel, și apoi o văzură cum se prăbușește peste targa cu rănitul respectiv. Șoc și durere. Ce se întâmplase? Rănitul american semăna izbitor cu fostul iubit și logodnic Marcel, numai că pe targa improvizată zăcea locotenentul John W. Stewart. Acesta era conștient și tulburat a întrebat: de ce s-a speriat Louise? Dar de unde știți cum o cheamă pe măicuță? Nu știu, dar numele ăsta mi-a venit în minte văzând-o. Toate aceste schimbări de replici le-au zise și lui și nu-i venea să creadă. Parcă trăia un coșmar. Pe targă zăcea copia identică a lui Marcel, ba chiar copia îi pronunțase numele corect. Maicile o luară pe Louise de lângă rănici și o duseră la ea în chilie, recomandându-i să se odihnească câteva zile, de parcă sărmana de ea putea. Renașterea iubirii. Noaptea, după ce restul de mai se retrăsese în chilii, cu răniții rămânând doar personalul de specialitate, lui se strecură în liniște până la patul militarului american. Nici acesta nu dormea. Cu lacrimi în ochi, lui începu să-i povestească trista ei iubire. Stewart asculta în liniște, dar când fata ajunse cu povestea în momentul zilei dedicate burlăciei, o întrerupse și cu glasul strangulat de emoție zise: a murit împușcat la vânătoare. De unde știi asta? Replică tulburată măicuța. Nu știu, dar de când am fost rănit pe Meuse, noaptea tot visez același coșmar incredibil. Ce coșmar? Și atunci Stewart îi mărturisi visul cel bântuia și care era aproape identic cu tragica poveste de iubire a Louisei. Chiar și numele fetei din vis corespundea cu cel al eroinei noastre. E un miracol, murmură măicuța. Și din noaptea aceea, Louise nu se mai despărți de patul americanului, mai ales noaptea. Stăteau de vorbă ore întregi și parcă se cunoșteau de-o viață. Ba chiar de multe ori din greșeală, Louise îi se adresa cu numele de Marcel, iar rănitul începuse să accepte acest nou prenume pentru el. Fără să-și dea seama, niciunul dintre ei încet se înfiripa o nouă iubire. Ba într-o seară cuprinsă de un sentiment căruia nu îi se putea opune, măicuța își încălcă jurămintele monahale și îl sărută pe Stewart,
Sărut care primi la rândul său un răspuns imediat la fel de călduros. Rușinată și speriată, măicuța se retrase imediat în chilia sa și până dimineața a stat în genunchi, rugându-se la cel de sus o ierte. În zori de zi plină de remușcări, ceru audiență la stareță și plângând, îi mărturisi ceea ce făcuse, fapte de parte de canoanele monahale. Spre surprinderea ei, stareța nu se înfurie și îi vorbi fără severitatea necesară unei asemenea încălcări ale dogmei bisericești. Fata mea, pierderea iubirii te-a adus aici, renașterea iubirii te va lua de aici. Îți încuvințez retragerea din ordinul nostru și revenirea la viața lumească. De azi nu mai ești slujitoarea oficială a Domnului. Mergi cu bine, fata mea, și poate îți vei regăsi iubirea pierdută. Înainte de a pleca, lasă rasa în altar și mulțumește-i Domnului și Fecioarei Maria. Cine era domnul Stuart? Dar și locotenentul rănit avea povestea sa. Deși la el în micul orășel rău, era printre puținii bărbați nensurați și deși era un tip arătos și în uniformă atrăgea toate privirile fetelor, inima lui încă nu zvâgnise pentru niciuna dintre tinerele domnișoare. Ba mai mult, cum din partea mamei se trăgea cumva din rândurile poporului Sioux, participa destul de des la manifestările bătrânului trib. La una din întâlnirile anuale din Munții Stâncoși, locul unde se odihneau străbunii Sioux-ilor, trecuse prin testul fumului și ascultase prorocirea vraciului. Acesta îi citise în fum și pietre aruncate pe o tobă de piele că iubirea nu o vei găsi pe aici, pe la noi, nici în cortul tău, ci undeva dincolo de apa cea mare. Bineînțeles că Stuart nu luase decât în glumă prorocirea vraciului, nu credea în ea precum nici în obiceiurile ancestrale, dar participa și la aceste întruniri din respect purtat pentru înaintași. Ofițer de carieră, Stuart participase din prima clipă la intervenția militară ordonată de președintele Wilson în Europa pentru ajutorul Franței, Angliei și Rusiei. Așa ajunsese să fie rănit în luptele de pe râul Meuse. Continuarea o cunoașteți deja. O vizită la cimitir, încuvințarea de dincolo de moarte. Nu după mult timp, Louise, de data asta îmbrăcată civil, cu un buchet mare de trandafiri roșii, intră în cimitirul Père Lachaise și se opri la mormântul unde se odihnea de 4 ani fostul ei logodnic Marcel. Puse cu grijă florile pe mormânt, aprinse 3 candele și apoi se rugă la Dumnezeu. După terminarea rugăciunii, se adresă tremurând direct lui Marcel. Iubitul meu, nu știu ce să fac. Am jurat să nu te trădesc niciodată, că nu voi mai iubi pe nimeni, dar... Și apoi plângând ușor început să nareze ultimele uluitoare evenimente din viața ei și termină: mă poți ierta oare? Îmi dai voie să-mi reiau viața? Brusc, vântul început să bată ușor, iar un porumbel se așeză pe cruce, apoi după câteva secunde se instală pe umerii lui Zei. Murmură câteva clipe, după care se înălță și se roti de câteva ori în jurul fetei, după care se înălță brusc și dispăru în înaltul cerului. În tot acest timp, lui s-a simțit o căldură atât interioară cât și exterioară, de parcă cineva o îmbrățișa. Era exact așa cum se simțea cândva atunci când îmbrățișa Marcel. Mulțumesc, iubitule, murmură Louise și sărută fotografia de ceramică de pe crucea albă de marmură. Apoi se retrase din cimitir. Afară nerăbdător în cârje, o aștepta locotenentul Stuart. Louise se apropie de el, îl îmbrățișă, apoi își lipi ușor buzele de urechea lui și îi șopti: este de acord, mi-a dat încuvințarea lui. Cei doi se îndepărtară strâns îmbrățișați. Soarele lumina puternic, prea puternic pentru o zi de toamnă. Poate pentru a celebra un nou început. Poate. Minunată povestire, George Hodorogea. Mulțumim pentru ea. Povestirea trimisă de colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, are titlul Destine paralele și încrucișate. S-au destrămat în aceeași zi. S-au născut în aceeași zi. Mihai Matei a venit pe lume într-o zi măreață a poporului, cel puțin așa declara fostul regim comunist, și anume 23 august 1980. Era primul copil al unei familii cunoscute de medici sibieni. Era copilul așteptat de aproape 20 de ani, nu fiindcă nu ar fi dorit sau încercat, dar se pare cel de sus nu îi învrednicise la timp cu un urmaș. În aceea zi, mare sărbătoare și în familia Popescu din Galați, la maternitatea de pe malul Dunării, se născuse Maria, un bebeluș zdravăn de peste 3 kg. Astfel se îndepliniseră și visurile acestei familii de ingineri ce lucrau la combinatul siderurgic din localitate.
Nașterea micuței Maria generase un chef monstru la care participaseră colegii popeștilor. Inclusiv directorul general dorise să ia parte la bucuria subalternilor săi. În schimb, la Sibiu, bucuria familiei Matei nu s-a dezlănțuit prin evenimente bahice, ci prin o vizită la mănăstirea Sâmbăta, unde au depus acatiste și mulțumiri Domnului că până la urmă totuși îi binecuvântase cu nodor micuțul Mihai. El la medicină la Cluj, ea la Iași. Nu insistăm asupra copilăriei celor doi. Viața lor a cunoscut drumul firesc, grădiniță, apoi primii ani de școală, tulburați doar de tragicele evenimente din decembrie 1989, copiii crescând, iar lumea din jurul lor schimbându-se cu viteză amețitoare. Și drumul părinților lor se schimbase. Astfel, profitând de valul de schimbări democratice și mai ales economice, familia Matei își deschisese două cabinete medicale private, transformate cu timpul într-o mică clinică bine dotată, ce devenea tot mai cunoscută în Sibiu și nu numai. Familia prospera, iar copilul Matei beneficia și el fiind înscris la primul liceu privat din Sibiu, o instituție educațională de limbă germană. Profesori buni, alt timp de învățământ, benefic însă, iar băiatul profita din plin și în fiecare an termina pe primul loc sau cel puțin pe locul 2. De mic îl atrăseseră halatele albe ale părinților, așa că visul lui era să devină medic, să ducă munca părinților mai departe, să vindece și să salveze de la moarte oameni. La Galați însă noua democrație n-a fost atât de blândă cu familia Popescu. Mai întâi și-a pierdut postul mama, apoi la niciun an și tatăl a fost concediat. Zori negri se arătau pentru familia de ingineri gălățeni, dar cei doi nu au abandonat lupta și nici nu au încercat să părăsească țara, precum atâtea milioane de concetățeni în căutarea unui trai mai bun. Singurul lor scop era să nu-i lipsească nimic Mariei. Domnul Popescu s-a împrumutat de la o bancă și și-a deschis un atelier de reparat mașini și cum fluxul de mașini vechi aduse la mâna a doua de către români din Europa era din ce în ce mai mare, atelierul avea comenzi din plin și în curând domnul Popescu l-a transformat într-un servis foarte modern care asigura de la simple schimburi de ulei, întreținerea și spălarea mașinilor, la reparații complicate, dar și la renovări de mașini de epocă. Însuși, marele tenismen cu mustață apelase la Popescu pentru recondiționarea a patru mașini de epocă aflate în uriașa sa colecție de automobile și fostul sportiv acum miliardar se declarase extrem de mulțumit de reușita lui Popescu și l-a răsplătit din plin doar prin simpla sa recomandare la prietenii săi, toți miliardari și oameni de vază. Viitorul familiei Popescu era asigurat acum, dar urmea să primească o lovitură urâtă neașteptată. Doamna Popescu, cea care după concediere își dedicase mai tot timpul educației Mariei, căzuse la pat lovită de un virus pe care medicii nu reușiseră să-l identifice și femeia se stingea zi cu zi. Degeaba a cheltuit domnul Popescu zeci de mii de dolari, adus-o și la Viena, doamna Popescu i-a părăsit într-o dimineață de septembrie, șocul fiind mare atât pentru soț, dar mult mai mult pentru Maria. Dar i-a adus o schimbare de 100%. Dacă până în momentul trist Maria își dorise să urmeze un institut de arte, îi plăcea mult să picteze, moartea mamei a făcut-o să-și dorească să urmeze medicina pentru ca să se lupte cu moartea în onoarea și amintirea mamei sale mult iubită. Astfel că în anul 1998, porțile facultății de medicină din Cluj se deschiseseră și pentru Mihai, iar Maria ajunsese pe dealul Copoului la Facultatea de Medicină din străvechiul oraș moldav Iași. Selectați în același timp pentru Africa de Sud. În anul 2009, Organizația Mondială a Sănătății, OMS-ul, făcea apel la cadrele medicale din întreaga lume pentru o acțiune umanitară în Africa de Sud și Namibia, două țări lovite de holeră și dizenterie agresivă. Printre cei care răspunseseră apelului OMS se numărau și câțiva români, printre care se aflau și doi proaspeți medici, rezidenții de până ieri, Mihai Matei și Maria Popescu. Astfel, cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în avionul ce-i transporta pe voluntari OMS la Cape Town și Pretoria. Șansa le-a surâs se pare, fiindcă cei doi au primit locuri alăturate. Firesc, drumul fiind foarte lung, cei doi îmbrăcați în uniformele de voluntari s-au prezentat și ore întregi au discutat despre medicină, ce a atras către ea și mai ales făceau pronosticuri despre ce îi aștepta în Africa. O căsătorie în stil tribal, tembu. După aterizarea la Cape Town, o parte dintre voluntari au fost trimiși la Pretoria, ceilalți urmând să colaboreze în Cape Town cu medicii de la cunoscutul Groteșur. Eroii noștri Mihai și Maria erau entuziasmați, fiindcă urmau să lucreze în spitalul în care celebrul chirurg Christian Barnard efectuase primul transplant de inimă din lume. Medicii români lucrau sub auspiciile unei fundații caritabile patronată de fostul președinte al Republicii Sud-Africane, Nelson Mandela.
Acesta folosise banii primiți în urma premiului Nobel pentru pace ca să înființeze o asociație caritabilă, exact cea care intervenise la OMS și care acum dirigea activitatea medicilor voluntari. Voluntariatul celor doi în Republica Sud-Africană a durat un an și jumătate, timp în care relația lor a intrat pe un nou făgaș. La început colegi, apoi amici, prieteni și acum îndrăgostiți unul de altul. Dragostea a fost una fulgerătoare, încât nici după 3 luni, Mihai a cerut o căsătorie, iar Maria a acceptat imediat. Nu au stat mult pe gânduri și nu au mai așteptat întoarcerea în țară. Au făcut formalitățile la un oficiu din Cape Town și urmau să sărbătorească în cer restrâns fericitul eveniment, numai că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Aflând povestea celor doi, însuși Mandela a venit la oficiu și a felicitat personal, după care i-a invitat să meargă cu el la reședința sa din satul natal, Mvezo. Aici fostul președinte al Africii de Sud le-a organizat o nuntă în stil tribal. Mandela se trăgea din familia regală a poporului Tembu, deci ceremonia a fost de tip Tembu, cu dansuri tribale, arcuri și sulițe, sacrificiul unei gazele, apoi adoptarea celor doi ca membri ai tribului, plus dansul și orațiile de nuntă ale vrăjitorului șef. Bineînțeles că nu era vrăjitor, ci doar un negru inginer care însă respecta vechile tradiții Tembu. Ospățul s-a ținut totuși în stil occidental la reședința din Vezo. Spre surprinderea mirilor, la masă participau și voluntarii o parte de la spitalul Groteșu. Cu acest prilej, Nelson Mandela le-a făcut cadou 2 costume tradiționale Tembu, dar i-a și decorat cu medalia fundației sale. Medalie pe care au primit-o toți voluntarii străini ce participau la campania împotriva epidemiei de holeră și dizenterie. Decorat și de Iliescu, dar la întoarcerea în țară, cuplul proaspăt, dar și colegilor români voluntari au fost primiți cu flori și invitați de ministrul sănătății la Cotroceni. Președintele Iliescu, în cădere liberă de popularitate, datorită în special sprijinului dat arogantului premier PSD-ist Adrian Năstase, făcea tot ce putea pentru a-și ridica cota. Decora sportivi, artiști cunoscuți, le asigura concedii și excursii în țară pe la vestitele mănăstiri moldave sau sprijinea diferite evenimente culturale, asigurându-le patronajul prezidențial. Văzuse o oportunitate în succesul voluntarilor medici din Africa de Sud și organizase o recepție în onoarea acestora la Cotroceni, dublată și de decorarea lor. Astfel că Mihai și Maria abia au avut timp pentru 2 vizite scurte familiale, nu de alta, dar să afle și rudele lor, dar și prietenii, că ei doi formează deja oficial un cuplu. A urmat recepția de la Cotroceni și decorarea, bașca și apariția lor în programele de știri, dar și într-un interviu dat ProTV-ului în cadrul unei emisiuni cu profil medical. Cei doi au hotărât să se stabilească definitiv în orașul tuturor posibilităților în România, nu aiurea, și anume în capitala București, zis și făcut. Executați de ANAF. Cu ajutorul doctorului Matei, cei doi au deschis în București un centru medical, filiala clinicii Sibiene, deja existente. Le-au făcut o ofertă bună și foștilor colegi de voluntariat și în mai puțin de un an, noua clinică a funcționat din plin. În foarte scurt timp, clinica a devenit cunoscută, iar pacienții cu bani mulți au început să-i caute și să apeleze la serviciile lor. Treptat-treptat, tinerii au reușit ca în fiecare an să dezvolte clinica, ajungând aproape de mărimea și valoarea unui spital. Cei doi nu uitaseră însă de unde plecaseră, dar nici de experiența africană, și hotărâseră ca 40% din activitatea medicală să fie dedicată gratuit persoanelor defavorizate, costurile suportându-le ei din beneficiul adus de activitatea privată. Și culmea, tocmai acest gest deosebit de uman avea să le aducă necazuri nepănuite. Probabil că la reclamațiile altor patroni de clinici medicale invidioși pe succesul lor, medicii noștri se treziră într-o bună zi cu o echipă de 9 agenți fiscali de la ANAF. Aceștia reușiră să blocheze activitatea clinicii, sigilând tot felul de birouri și cabinete și confiscând saci de documente contabile, dar culmea și medicale, printre care se aflau și foile de observație ale pacienților, fără de care nu se mai putea continua tratamentul necesar. Ba mai mult, inspectorii ANAF au acuzat clinica de evaziune fiscală, îi calculând taxe și impozite pentru acea parte de 40% din activitatea medicală, adică aceea care oferea servicii gratuite. Degeaba au protestat cei doi, ANAF-ul nu a dat înapoi. Le-a blocat conturile și le-a sigilat abuziv clinica, deși încă mai erau pacienți internați și alții așteptau la rând programările ulterioare. Scandal de presă, victorie în instanță. Abuzul finanțiștilor a ajuns și la cunoștința mass-mediei și toate televiziunile mari la unison au declarat război ANAF-ului.
Emisiuni, reportaje, anchete mediatice plus protestele multor ONG-uri au mobilizat țara în apărarea medicilor. A urmat un proces destul de lung, norocul medicilor constând că încă de la prima înfățișare au reușit să anuleze toate hotărârile abuzive ale ANAF-ului și astfel clinica acum cunoscută în întreaga țară și-a putut relua activitatea medicală, atât cea privat-comercială și aceea de asistență umanitară gratuită. După 5 ani, coșmarul familiei Matei s-a încheiat cu înfrângerea totală și zdrobitoare a Ministerului Finanțelor, dar a mai durat ceva până la recuperarea banilor sechestrați și confiscați de fisc, dar și a banilor oferiți de instanță drept recompensă pentru daunele materiale și morale provocate de ANAF. Viețile paralele s-au încrucișat. Inspirat din viața celor doi, un tânăr regizor al noului val a scris un mic scenariu și apoi tot el a regizat un scurtmetraj de 20 de minute, știindu-se deja de povestea celor doi, scurtmetrajul a avut succes imediat și chiar a participat la câteva festivaluri de profil. Regizorul alesese un nume interesant, dar în comun acord cu destinul celor doi și anume, viețile paralele s-au încrucișat. Cât adevăr era în titlu, știm. Dar nimeni încă nu bănuia că acest titlu îi va urmări în timp pe protagoniștii filmului, nu actori, ci Mihai și Maria. Între timp, clinica redeschisă prospera din plin, iar dragostea celor doi nu se ostoise, dimpotrivă era din ce în ce mai fierbinte. În cazul celor doi se putea spune fără greșeală că viața bătuse filmul. Un singur nor le-a întunecat puțin viața, o știre venită de departe în decembrie anul 2013, tocmai din Africa de Sud, le-a dus vestea tristă a morții celui care-i căsătorise Tembu, fostul președinte Mandela. Cu primul avion, cei doi s-au întors în țara primului lor voluntariat și au depus o coroană la catafalcul marelui Mandela. Nu au rămas până la final, ceremoniile funerare urmând tradiția Tembu durau foarte multe zile, așa că după 2 zile de priveghi s-au întors la București. Și s-au destrămat în aceeași zi. Au mai trecut 5 ani. Și marea noutate în viața lor a constat în aducerea pe lumea gemenilor Ionut și Bianca. Abia acum cei doi s-au putut considera oarecum împliniți, dar, așa cum le mărturiseau prietenilor, mai aveau multe de făcut. Printre altele, visul Mariei, susținut și de Mihai, era construcția cele mai moderne maternități din țară, unde să aibă acces orice mamă, indiferent de poziția ei socială sau de etnia din care făcea parte. Lucrurile trenau, doar se știe groaznic, a birocrației românească. În sfârșit au primit avizul de urbanism, terenul a fost achitat, urma construcția propriu-zisă și urmau să organizeze o licitație și o strângere de fonduri. În acest scop au organizat diferite conferințe în țară pentru atragerea fie de oameni de afaceri, fie a viitorului personal medical al viitoarei maternități. Pentru a acoperi cât mai multe zone, cei doi mergeau simultan, dar separat la adunările organizate. Astfel, în ziua de 18 mai, anul 2019, Mihai urma să vorbească la Cluj, iar Maria în orașul Banilor, Craiova. Fiind la Sibiu, Mihai a ales să ajungă la Cluj cu autoturismul personal, iar Maria a luat un autocar de la Pitești spre Craiova. La ora 7, programul de știri de la ProTV a început cu anunțurile tragice datorate accidentelor rutiere. Spre stupoarea prietenilor, dar și a multor români, medicul Mihai Matei fusese lovit în trafic de un tir și murise pe loc. O altă știre venea din Balș, unde șoferul unui autocar pierduse controlul și intrase într-un cap de pod. Drept urmare a accidentului, salvările transportaseră la spitale 11 răniți, dar se înregistrase și un deces în persoana doctoriței Maria Matei. Abia după cele două anunțuri, gazetarii și-au dat seama de tragica coincidență. Născuți în aceea zi de 23 august 1980, cei doi medici își pierduseră viața tot separat, dar în aceea zi, 18 mai 2019. Aceasta este povestea reală a două destine ce au plecat în paralel, apoi s-au încrucișat, ca să sfârșească tragic tot în paralel. George, mulțumim mult pentru acest trist material. Poveste tristă. Prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că ne urmăriți. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!